în Bucovina, în Maramureș, au rețete de sute de ani. Și vă spun că nu le... Au, am mers uh, la diferite persoane și au tăvele care coc turti, pâini, cozonac de ani. Păi sunt tăvea cu frumoasă, din inox. Uh, Nu-ți la tava pentru de ce? Ca o avere, nu? <laughs> da, nu și -o mai spun de alte lucruri și alte lucruri, dar vezi, mă, rețetele rămân și o să rămână, să știți, adică noi ale noastre, vă dau cuvântul meu, că punem la un kilogram de orez, punem 4 kg jumate de, de, carne, un kilogram jumate de vită și 3 de porc. Dacă e posibil, e posibil, să, să persoana sau evenimentul să fie mai vine cineva și spune, le vreau, dar le vreau, cum le făcea mama, mai unsuroasă, mai adăugăm în tură. Dacă carne respectivă de porc, vita este aspră, mai ales dacă faci din pulpă. Da, un exemplu, aia au... Atunci, înainte, bucătărie, ospătăria era un loc de muncă, acum sunt bucătari care au înțeles că dacă își dau interesul, interesul acolo, și partea financiară vine din urmă la un pas, doi. Uh -huh. Dar sunt bun să știți, adică am... Bună ziua și bine vă regăsim la un nou episod de podcast BZI. Dacă vreți să achiziționați online produse de pe site-ul balcan.ro, sponsorul nostru, căruia țin să-i mulțumim, Puteți folosi codul de reducere BZI10 și aveți 10% reducere, așadar nu ratați această ofertă. Acestea fiind spuse, vreau să-i urez invitatului de astăzi, Florin Vechiu, producător uh, tradițional din Iași, uh, cel care în fiecare an uh, pregătește produse tradiționale din carne, afumături, tot ce murături, tot ce e necesar pentru mesele de sărbători mai ales. Bună ziua, bine ați venit! Mulțumesc pentru invitație, am găsit! Ce faceți? Ați pregătit porcul, l-ați tăiat? În o pregătire, porcii. <laughs> da, porcii. Că... Da, Se lucrează da. la foc continuu Dar porcii reușesc să există aici în țară? Luați de aici de la noi din țară? Pentru că nu a fost problema cu peste porcină Știu că mai da, scăzuse un... Efectivul Sunt, sunt, sunt sunt, nu? sunt persoane care vor crește Cresc și vor crește Până se face stop total. Bine, b b problema era că noi, dacă achiziționăm produsele din magazine, din supermarketuri, mă refer la carne de porc, putem să o luăm și din Spania, că vine din Spania sau din alte țări, din Germania, că, na, dacă nu mai, este, nu mai sunt fermele atât alea mari, cel puțin, cu porci, da, m acum, se chinuie acum, producătorii. În, acum, într-adevăr, pe rafturi în galantare găsim carne de export și carne vreau din România produse da. din România. Da. La un preț un pic mai arăt, dar există. La cele românești mai uh, costitor, nu? Cheltui mai, mai mult ca să crești porcul? Da, din, vari motive. Bine, uh, au avut și probleme cu da. lipsa cerealelor că Absolut, de asta da. spun, că Din vari motive. Au trebuit să caute, da. Mai mari. Bine, românii nu cred că o să renunțe vreodată la carnea de porc și mai ales acum nu mai știm ce Când din... pe... da, cred că am gândați și greu. <laughs> Sau cel puțin la Crăciun, nu cred că de, de Paște de Crăciun. În, în prima fază noi ne alarmăm că nu, 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 după care o ușor să nu uităm de covid. Noi stăm închiși, noi stăm închiși, după care nu mai vrem să ieșim afară, să lucreze de acasă, să dăm. Așa suntem, noi suntem schimbători. Da, ne adaptăm vremurilor. Absolut. Bine. Important e ca noi, cei care suntem consumatori în continuare de carne de porc, să stimulăm da. producătorii, nu? Să-i ajutăm, da, să vreun. achiziționăm de la ei. Dar spuneți-mi, anul acesta știu că oricum sunteți aglomerați și, na, mai ales în perioada sărbătorilor, așa e în fiecare an. Aveți comenzi mai multe pentru că observ că e mai dificil pentru cei care lucrează mult timp să-și gătească acasă ce Vedeți e cum nevoie. Stau lucrurile. Uh, persoanele au început, unele, au început să, să muncească mai mult sau să uh, uh, dea mai mare atenție locului de muncă, făcând într-adevăr și bani mai mulți. Adică. Atunci, timpul nu mai, uh, nu mai ajunge și nu pentru, astea. Și pentru uh, chestiile astea de Gastronomie, de. nu știu, de... Și atunci apelează la firmele curățenii, la bucătari, la. nu știu. Absolut oricine nevoie ca să aibă, deci, aibă, da? Este un lanț care, într-adevăr, eu cred că e benefic. Mm -hmm. Unul face bănuțul și atunci nu se poate ca să stea în mizerie sau să nu aibă pe masă produsele uh, cuvenite unui sărbător cum îi. Sfârșitul de an, Crăciunul, Paștele și așa, da. atunci vă dați seama că toți avem de lucru. De exemplu, și noi anul ăsta, chiar dacă unele comenzi s-au diminuat cantitativ, dar persoanele sunt aceleași, adică și chiar s-au înmulțit. În unele... Deci sunt mai multe persoane care da, nu au timp să gătească și prefer varianta foarte asta. Multe, foarte mult. Bine, dar oricum, produsele fiind tradiționale, clar, faceți cărnați, sarmale, salată beof, tot Facem ce... pe partea de fumătură tot ce se poate afuma. Pește, vită, porc, oaie. Deci au și de unde alege. Absolut. Aveți și o varietate da, mai orice mare. ce se poate afuma. Și... Iar în bucătărie avem produsele chișcă, labor, tobă, <coughs> sarmale, salată beof, salată de sfeclă, ciorbe, fipturi. Și aleg cam din fiecare sau ă, sunt așa care bă, vor, nu știu, doar salată beof și sarmale? Da, avem, avem, persoane care vor afumătură, avem persoane care vor masa completă. Da, în funcție de buget, da, că da. na, e, da. e și, și <laughs> Dar ăsta e un semn bun dacă a crescut numărul clienților. Înseamnă că nu e chiar că atât și de greu să... ne în permanență, pentru că v-am spus, adică lumea optează să nu-și pierde locul de muncă. Și atunci, vă dați seama că sunt persoane care, eu cunosc persoane care au și câte două locuri de muncă. Da, pentru mai ales dacă mai ești familie, trebuie să-și întreții familia. Și e cine normal. are o mică firmă, vă dați seama că locul de muncă e casă, e masă. <g coś> da, păi se zice că stai mai mult la muncă și e ca a doua casă pentru tine, nu de mai e. <g coś> personalului, vă dați seama că îi face să stea și mai mult, indiferent de tipul de afacere. Dar aș să vorbim un pic și despre rețete. Pentru că persoanele care poate sunt pasionate de, nu știu, de gastronomia noastră, bă, încearcă să facă acasă, nu știu, un cărnaț, un um, labor, cum ziceți noastră. Există niște reguli de bază, nu? Ca să poți face, nu cer să ne zice secrete sau eu știu ce mai mm. -hmm. Astea, dar există niște reguli de bază ca să poți face un produs cap coadă, nu? E mai dificil să-l faci în apartament decât undeva, cum face noastră, o cantitate mai mare. Da, în bucătăria românească nu ar trebui să existe secrete. Nu ar trebui, nu știu Deci, cum eu am început și Dăm înainte Așa, oricine poate Mai ales acum cu uh, Mass media Și sunt rețete uh, Pe internet perseter, Da, absolut. mai ales uh, La ce ați întrebat Că dacă este mai costitor Să facem bucătăria de acasă Într-adevăr este pentru că una este să faci o cantitate mai mare, ca cum ar fi o oală de ciorbă. Da, are al gust față de... Dar seama că pentru legume ar trebui să iei o țelină întreagă, care nu o folosești. O pungă de morcov. Nu, nu poți merge, vreau 100 de grame de țelină, un morcov, o ceapă, hai, clasă, să facă în mare parte trebuie să cumpere o cantitate mai mare și atunci, făcând acel preparat, e posibil ca a doua zi sau a treia zi, nu poți să-l mănânci tot într-o zi. A doua, a treia zi să nu-ți mai plac sau să-ți vină alte idei. Și atunci, cred, multe persoane apelează să-și cumpere de la producători, nu știu, un kilogram sau jumătate de kilogram de labor, o jumătate de tobă, pentru ca să faci o jumătate de kilogram de tobă, dați seama că. Nu se merită, nu? nu Părerea mea. Cred că de asta uh, trăim și noi. Dar care ziceți că sunt top trei uh, alegerile românilor de sărbători, mai ales? Dar nu știu, dacă vorbim despre producția fumate, să zicem. Eu cred că, gândind și din prisma mea, Cârnațul, cred că este... Cel mai dorit, cred. cel mai consumat. După care toate sunt. Vă dați seama, un platou de, de aperitive afumate tot timpul, o bucățică de tobă, dar cred că când cârnațul e primul loc de atașat. Da, și ce urmează? Cum, este la, la, pentru Revelion, peștele. Mitul că să dacă mănânci pește noaptea de revelion, să ai un an bun, mai mănânci și struguri. dar că am cheltuit într-un an, să mai cumpăr și un pești, poate cine știe, mă lovește norocul că la anul voi fi magil ca pește. să fim de pește. Da, noi avem niște, într-adevăr, niște tradiții, să zicem așa, niște superstiții. Și cam le ținem, adică nu... să știți că țin, chiar bine. Da. Dar care parte vă place cel mai mult în momentul în care vă apucați să faceți produsele? Nu știu, când pregătiți porcul? Partea aceasta, că na, noi avem tradiția asta cu tăiatul porcului, faceți dumneavoastră sau deja primiți, cumpărați produsele, gata, tăiate, tranșate nu, sau spus, tăiați și porcul? Avem, avem preparate făcute din carne deja cumpărate din piese și uh -huh. iar avem iar Preparate afumate din porc de țară, da. porc, voaie, mai nou pui, curcan. Afumate? Afumate, da. Și cum se fac astea? La fel ca și la carne de porc? La fel ca și carne de porc, numai că necesită un timp mai scurt, mai fiind o carne mai ușoară, creștele. Bine, oricum, la, cum ziceați, la cantități mai mari aveți nevoie și de ajutor, că trebuie să supravegheați mereu focul. Eu am fost la Viața și am văzut că trebuie să fii atent da, <laughs> să nu arzi. Este, este o muncă frumoasă, dar destul de grea. Pentru că noi avem într-adevăr o într afumătoare o, o tradițională. Pe lemn, fără tot felul de ceasuri de... Trebuie verificat manual, trebuie da, să duci să te verificat uiți. Da, trebuie manual și în, 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 partea a doua avem persoane care vor, de exemplu, cârnați semi afumați. Atunci trebuie să reții că nu trebuie să-i lași până vor fi afumați total. Cantitatea respectivă trebuie să scoți bara respectivă care este marcată cu... Da, este muncă, dar... Este o muncă și destul de plăcută. Bine, asta sunteți bucata la bază, deci da. sunteți obișnuit cu, cu, asta. Interacționați poate mai puțin cu, cu oamenii când nu lucrați într-o bucătărie, nu știu, cu mai mulți colegi, să zicem, dar interacționați cu clienții, cu cei care da, au lucrat discutați. Da. și în bucătăriile altor patroni. Am dorit să fac ceea ce fac acum. Eu, satisfacție mult mai mare. Iar satisfacția este când Cineva degustă, mănâncă din produsele tale și e mulțumit. Dacă îți și mai scrie că este mulțumit, atunci vă dați seama că... Aveți un știu. client asigurat, că vine da. și la, nu? Da, da. da, sunt persoane care încă, din direct, fără să ne anunțe... Zic, a... Vor să vadă la fața locului cum, da, da, da. cum e, da. De... da. E important că așa mulți își dau seama și văd cum sunt făcute produsele respective ca să-și facă o idee că na, e normal când consumi. Bine, este și o mare diferență dintre produsele afumate uh, tradițional și produsele afumate industrial. E vorba și de cantitate. Și de cantitate. Și de modul, într-adevăr, de, de afumare. De afumare. Da. De cât timp faceți asta? De cât timp vă ocupați cu procesele mașinilor? 5, 5 ani, da. Și în ăștia 5 ani ați perfecționat, nu știu, poate rețetele, ați mai avut nu, totul? Nu, la început, pentru că rețetele sunt aceleași. Da, nu, ați. De clasicele noastre clasice rețete, nu? nu? Nu încercăm să. Am avut cereri să facem cârnați cu busuioc, cârnați cu fenicul, cârnați cu. Nu. Eu, cel puțin, nu, nu. Da, am văzut că e un trend să se adapteze rețetele, chiar și la da, sarmale cu carne de rață, am văzut, cu, da. Eu spun că sunt lucruri bune și noi facem sarmale cu pește. Sarmale cu pește? Da. Și ce pește folosiți? Doar păstră. Deci un pește să nu aibă foarte multe oase. Și cum, cum e rețeta? Fenomenal. E rețeta clasică doar când locuiți carnea? Da. Și atunci vor, vor fi căutate și de post, cum, când se mănâncă peștele. Da. Sunt de Dar e o rețetă noastră? Adică sau da, nu, nu, simplu o ați adaptat-o ca să locuiți? Este o rețetă făcută de o, o șef. Mi s-a părut ok. Dar ați eu, încercat. Nu spun că, eu nu, că, eu spun că uh, cărnațul cu busuioc nu este ok. Ok oh, este ok. Dar dacă între cunoscuții mei nu, nu sunt persoane care îmbrățișează. Nu. Da, rețetele acestea, produsele acestea, da. Bine, cred că astea sunt făcute mai mult pentru persoanele care poate, nu știu, au vreo intoleranță, mă gândesc, sau nu știu, pur și simplu gusturile diferă că dacă gusti într-o altă țară un cârnaț Posibil, eu mai... că vrei să încerci să vezi dacă și aici poate fi făcut. E adevărat. Problema este că sunt foarte multe persoane care trăiesc, lucrează de ani și ani în Spania, Italia, Germania. Și atunci, după ani și ani, chiar dacă amintirea gustului românesc nu, nu se pierde, dar totuși ai și gustul din regiunea din unde locuiești, din țara respectivă. Atunci, da. când vii. Când revii acasă, exact cum ar fi cu pastele. Sunt persoane din Italia, chiar dacă mănâncă acolo paste un an de zile, când apar, mănâncă salmale. Dar merg și la restaurant să mănânci o pastă bună. Da, dar cum se pare acum, de exemplu, mesele de sărbători? față de perioada când erați la începutul bucătării, când erați la început bucătar, Adică e mai era mai simplu atunci, acum e mai complicat, să zicem, nu știu, rețetele sunt mai complicate, um, vor să aibă cât mai mult pe masă, e normal că na, e de sărbători, dar am observat că bucătarii cei consideriți dumneavoastră cu experiență mai mare spun că erau vremurile mai simple atunci. Nu, nici nu aveai multe variante, într-adevăr, ca acum. Da, e adevărat, dar problema, uitați care este. Uh, clienții, prietenii noștri, doresc acum bucate din acele timpuri. Cel puțin vorbesc în prisma mea. Deci e și posibil că sunt bucătari care nu merg pe tradiții. Deci urmăresc tot timpul mai mult de 50-60% dintre bucătarii României iar acum mai avem prieteni pe Facebook. Sunt. Sunt care s-au au mers pe partea fructelor de mare. Sunt care au adaptat, dar... dar sunt foarte mulți care fac târguri, sunt foarte mulți care uh, au ieșit din bucătăriile și au ieșit în aer liber. care Sunt bucătari, chiar renumiți ai Românii, care uh, plăcerea și, eu știu, plăcerea banului uh, de asta ies în, uh, în târguri, care în târguri... Vor să interacționeze cu oamenii? Cu vor oamenii, să... cred că, că nu așa. știu, v-am spus, în afară de să nu vorbim de bani, e vorba de zâmbetul omului ca atare, toate târgurile din România vedeți că sunt pline. O bună parte poate nu consumă, dar mare majoritate mici, cârnați, coaste, murături, pește, tochituri, saramuri, <laughs> indiferent, vă dați seama că și lucrurile astea se pot face în casă foarte ușor. Da, dar... dar omul e... vrea să iasă o oră, două, în târguri de Crăciun, vedeți că Pline. E și vorba de atmosferă, de socializare. De, și vedeți uh, că meniurile sunt din alea vechi, tradiționale. Pentru că, în primul rând, nici nu ai confortul în târguri să. Dar acum, problema este că trebuie să adaptezi și la cerința persoanei. Nu știu dacă are și lumea în târg să mănânce paste cu, nu știu. Ce, creveță, sau... da, da, da cu fructe posibil. de mare sau așa, da. Nu, nu s-au organizat la noi. La noi mai mult pe tradițional sau când sunt într-adevăr street food cu acele bă, mașini, cum se numesc, cu, da, cu cei tracuri. care vând, da, cu tracurile, cei care vând uh, acolo, dar mai mult sunt așa hamburgeri da. lucruri din astea care se fac Primul rapid. burgeri. Burgeri, da, da. Au luat iar, <laughs> avans la noi. E o chestie, Ce mănâncă. Stradal? Da. Da. Și și noi avem și eu, fac cam tot ce se poate face, indiferent chiar și preparate, Nu, Indiferent dacă ceri cineva ceva, mă apuc să prepar. Dar plăcerea mea este, rămâne și va fi tot timpul pe tradiție. Murături, afumători, Asta vă place să faceți nu, nu vreți să renunțați. Dar noi în Iași avem o restaurante tradiționale în adevărat în sens al cuvântului, în opinia dumneavoastră. Care fac mâncare tradițională, cum ar trebui să fie, nu știu, dacă vine un turist străin, mănâncă ce trebuie aici la Iași, reprezentativ pentru Iași. Da, eu cred că toate restaurantele de la noi, toate locațiile din Iași au bucătar capabil să, să facă, să prepare un un, o masă tradițională. Sunt sigur 100%. Problema este că un restaurant doar tradițional, nu știu, pentru că vedeți cum este, nu poți plăti o locație, chiria, muncitori, bucătari, o armată de oameni, să aștepți ca să-ți vină clienții pe preparate, pe produse tradiționale. Și atunci, Faci și mediteranean, și, și românesc, faci și Da, combini mai multe nici tipuri de bucătării. nu cine vedeți, sunt restaurante care au, nu dau nume, au un, un meniu, spui că-i biblic. <laughs> ei se pricep la tot, adică îți pregătiți și au tot ce, indiferent că ce pui în sos de lămâie, îți face pui în sos de lămâie un bucătar, vă dați seama că, acum să nu știu dacă poate vi se pare complicat, dar cu trei ingrediente poți face. O mâncare bună, nu? O mâncare bună și atunci... Dar ce, nu știu, ce condiment n-ar trebui să le... Poate fi folosit în aproape orice mâncare? Sare și piper. n afară <laughs> de sare și Există piper. sare și piper. Există și altele n-afară de sare și piper? Da, cum să nu. Deci eu am sare piperul, cimbru, poate? cimbru o iau adulce iute, usturoiul. Da. A noastră, da, nu, asta e tradițional. după care, vă dați seama, am... și spus la început, tot felul de. de... arome, nu? Folosite, arome și... da. Vine... Foarte bun, din... Știți, în definitiv, ok. Deci eu nu sunt gică contra că ăla nu-i bun, ăla nu-i bun. Da. Bine, dar sunt și în magazine multe combinații de bă, arome. Uite Cum e delicatul, de exemplu, și este folosit în continuare Absolut. la diverse mâncăruri. Eu am cumpărat într-un timp de la o persoană din Iași care făcea delicat bio. Și, într-adevăr, făcea bio. Adică, nu punea 80% sare pe lângă legumele respective. Că și ăsta l-am bio. Ziceți? Asta din supermarket, din magazin? Nu, mă refer că e bio, adică A. are componente bio. Numai că au și alte chestii pentru că vă dați seama... Se ține mai mult, nu? Ca absolut. Să fie eu dacă fac, nelâncat. nu știu, câteva punguți, 100-200 de punguți, cum făcea tipul de punguți de astea, de, de vegeta bio, le vindea să termina la revedere. Omul mai aștepta anul următor că nu vor ieși din nou la timpul când se ieftine legumele. Că nu s-a apucat el să facă când e 20 lei kilogramul de ardei sau de... Este atunci o toamnă și atunci el prepară. Da. Acum asta l-am cumpărată din... Vă dați seama, nu ai cum să faci un kilogram de vegeta cu 7 lei. De -a costă, cred că, un leu doar... E la minte, da, da, la minte. <laughs> da, cred că prețul ar trebui să spună. Ce deci eu am văzut, am văzut Cârnați proaspe 24 de lei. La, la ora actuală un kilogram de carne, uh, acum postul a mai scăzut, dar uh, a ajuns 35 de lei. 42 de lei kilogramul de muș Deci spune un semn de întrebare dacă Na, îi cumperi -ai, sau nu. cum. Adică n-ai cum. 42 de lei. Ai o scădere dacă îl faci mai uscat, ai o scădere și de 40%. Cei fără care... Levni, fără munca ta, fără nimic, fără condimente, fără... Și tu găsești muș montana cu no, 30 lei kilogramul, sau știu, nici nu știu cât costă. Că... Trebuie să te întrebi de unii ce e. Sau să citești eticheta, nu? Măcar să vezi ce conține. Da, e logic, odată, dar nu mai prețul, deodată, când vezi prețul, când să a să citești scrisul ăla micuț, micuț, micuț. <laughs> Steluțele, Da. da. <laughs> da. Pe etichete eu mai, mai sunt Problema scrisuri este, din Trebuie să pricep ce scrie acolo. Doar. Noi cumpără repede, nu mai uităm, nu? Suntem da, așa? să știi ce înseamnă, nu știu. A, ce? 24, 29, 32. Cauți pe Google, dar eu căutare pe că Google vezi să vezi. Vedeți cum mergeți de, de scule și întrebi pe cineva, un angajat, nu știi unii raionul cu respectiva, <laughs> dar păi să ți mai întreb un... Da, e greu, dar nu? Dar e important. Asta se mănâncă în ultimii 30 de ani. Acum, eu am observat că cel puțin se încearcă reîntoarcerea la lucruri. Tradiții. Poate, face, simple, pericură. nu? Da, la da, Cu cât e mai simplu, cu atât e mai ok de făcut și atunci nici nu dai greș. Când începi să faci în bucătării e la fel. Faci un lucru simplu, corect, ești sigur că ești și bine. Dar care e mâncarea noastră preferată? Da, am sărit de la una la alta. <laughs> păi sunteți bucătar, asta e stat atâtea rețete. Da, am sărit te... <laughs> de la una la alta cu timpul. <laughs> păi bucătar sunteți de 30 de ani? Da. da un... cam așa. Mulți înainte? 18. 18 ani? De la 18 ani. De la 18 ani. ani. Așa. A început, început oricum de vreme, la 18 ani. Ați știut ce făcut vreți. făcut bucătării de la început. Ei, ei na, păi toți încep, ori de la curățat cartofii, de la... Nu, no, au fost ospătar, bucătar, cofetar. Și am ales ospătării, ospătar, bucătar. Sau ospătar la început, după care cred că am colegii neași care sunt cofetari. Da. Dar în mare majoritate, acum cu ani, sunt bucătare. E o meserie mai nobilă acum? E mai bine văzută? fii bucătar? Nu, e ceva, nu, nu știu, la nivel de la... artă? No. Nu no. chiar. Să fii adică Am, am și doi copii. Niciodată nu m-am gândit. Învaț, stați, te fac bucătar. Nu? No? Bucătar devii Învățând, cu și să înveți rețete și să înveți niște reguli de bază, nu? Și ar bucătar bun, vă dați seama, sunt mulți bucătari în România. Și cum, zici, cum, cum ajungi la concluzia că e un bucătar bun? Nu știu. În afară, cred că... E subiectiv bucătar... totul? Da. Deci, părerea mea este că dacă un restaurant merge bine, o locație merge bine, Bucătarii nu spun că patronul nu are rolul lui, că ordicat ridicat, favorit acel loc. Dar bucătăria duce. Deci... Părerea cum ai zis, nu înceapă lumea cu nu. Barba <laughs> nu e cel mai nou. <laughs> Bine, cred că e și un complex. Un, uh, sunt mai mulți factori. Da, depinde și de o care știe să-ți prezinte, da. da și un lanț, logic, da. să Fără o dar ospătar, dacă o ospătarii... Deci <laughs> nu mai ne întoarcem în trecut acum. Prima, primul și primul loc de muncă a fost la Unirea. E spătare era ospătar. Și se să servească, cerea. nu? Clienții. Era un așa Dar să -și, acum, cred că, locații care e, pun accentul. Pe, pe, pe asta, da. Pentru da. că omul, chiar dacă merge pentru aniversarii și își, își cheltui bănuții, vrea ca în acea oră, două ori, să fie servit de o persoană amabilă, drăguță. De asta n-ați văzut, fost și atâta tantam să au făcut pe bacșișul cum se dă, cum nu se dă, dacă îl mai dă, dacă îl ia, era bine să dea cheș, ca omul să fie mulțumit. Să... Pentru că este adevărat, adică omul când este răsplătit și zâmbetul e mai ok. Când... Și primești și mai mulți bani. <laughs> Ai și un și mai mare. <laughs> da. Da, 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 da. Da, e adevărat când mergi într-o locație și faci o aniversare atunci, dacă vezi că ești servit prompt, nu te mai vezi că dai un ban în plus, numai ca să fii toată lumea mulțumită din jurul tău. Da. Și nu mi ai zis care e mâncarea preferată? Acum. Acum, da. Care e mâncarea noastră preferată? V-ați schimbat de la, așa, de-a lungul anilor s, -a, s -a mai schimbat? Da. V-am spus că, de exemplu, când eram tânăr, îmi plăcea cașcavalul pane. Cartof prăjit. Da, bun asta. Și mi îmi place. Deci putem să mănânc, cred că... Acum, exemplu... Dar și cașcavalul pane, dacă nu-i făcut ca lumea e grețos. Am pâncat odată, la nu era cașcaval pane. Deci era crusta aia atât de gro groasă aia și bine, ciudată. Era la cresc, și... Frumoasă era. Era bucătarul bun. Ziceți? Dea... Păi? Nu vă nu dați să spuneți că nu știu, cum îți dai mie... seama de bucătar că e bun. Mi se că cam așa, bă, prea tare era și la gust nu era ok. Nu știu, ori cred că nu era foarte bun. Cred că depinde și cașcaval folosești, nu? Că absolut dacă nu e unul de calitate, normal că e al Absolut că trebuie să folosești un... Dar acum este o linie. Sunt câteva uh, firme de cașcaval care sunt într-adevăr, dar felul, cred, eu cred că restaurantele merg pe aceeași știu. Problema este că bucătarul a făcut cu asta mai prea groasă. Da, aici e vorba, cum ziceam și de o chestie personală subiectivă, pentru că poate mie nu-mi place așa, dar altcuiva îi place cu crusta asta mai groasă. No, sau, da. Odată. odată ce m ați sesizat că nu-i bună și crusta avea poate un gust dificil și era și groasă, și ați mai mâncat și în altă parte unde era bun. A spus, wow, vă dați seama că... Deci de la Cașcaval, Paneș, Cartof, prăjiți, ați trecut la... Sarmale. Sarmale. Câte feluri de sarmale ați încercat până acum? Deci mănânc de post, cu ciupești de pădure. Făcute din de noastră sau da, așa? Noi porc vită sau pește. Combinați cea mai bună la sarmale, carne de porc și vită, nu? Da. Asta e da, cel mai să știți bun gust. Da, într-adevăr. Da, de exemplu, la un... În trecut, aveam o... Când lucram, se punea, nu știu, la un kilogram de orez, undeva la un 2 kg jumate sau 3, poate, de carne. Noi ale noastre, vă dau cuvântul meu, că punem la un kilogram de orez, punem 4 kg jumătate de, de, carne. Un kg jumătate de vită și 3 de porc. Dacă e posibil, e posibil să, să persoana sau evenimentul să fie mai bine cineva și spune, le vreau, dar le vreau, cum le făcea mama, mai unsuroasă, mai adăugăm un tură, dacă carne respectivă de porc, vita este aspră, mai ales dacă o faci din pulpă. Da, un exemplu. Aia, au... atunci Dar care e secretul unor sarmale gustoase? Ce trebuie să nu lipsească din ingrediente? Noi punem un pic de piper mai mult, după care o jumătate de cantitate de ceapă o călim, o jumătate nu asta cu călitul știu că și eu fac la fel. Deci nu <gătări> am să și calceva, eu. să știți, adică... Deci nu... Bine că vă dați seama... Și carnea are un cuvânt dispus să fie, v-am spus, un picuț mai grasă. Pentru că, păi nu. combinația combinația se divită cu porc, mai mult porc, da, e de, din grăsime. Dar pe straturile de sarmale tot trebuie să pui, nu știu, un kaiser, o chestie, nu? Ca așa, nu așa fac mult. Nu, e suficient nu, nu, nu să pentru pui... Că vă dați, că spun o chestie. Multe lume, de exemplu, multe lume acceptă bucăți de carne afumată, dar multe lume nu. Și atunci, normal, trebuie să rămâi la un nivel jos, de acolo, dacă cineva îți dă o comandă de o oală de sarmale și spune că vrea cu buturel, atunci nu se mai pune problemă. Da. Luăm buturelul, îi dăm un clocot, îi dăm la fum, băgăm în mijlocul sarmalelor. Deci, nu poți să obliști pe cineva să-ți mănânci gustul tău, să Că așa e bun, așa mă o să fie bun. Nu. Pentru că omul când te sună să vrea ceva de la tine, și spune. Mai puțin îți sari, pentru că am o problemă. Sau am cineva la masă care... Anu, soț, mai bolnav, să a mai puțin să facem la fumătură. Am, cred că vă spun, câțiva, câteva persoane care au probleme medicale, din inima, nu știu. Le facem vă da, însărat, sunt, dar sunt, persoane care au și alergii la anumite ingrediente. Și, și atunci tu trebuie nu să o spui. Să Pentru că nu știu ce alergii la vă dați seama, când mergi la un restaurant, adică la, la cart, a nostri, uiți pe și spui, are asta, are asta, are asta. Da, dar acum la restaurante în meniu trebuie să specifici ce alergii sunt în produs. Da, de exemplu, am da. Și sunt... Și așa? Nu știu. Ei oricum sunt obligați acum să fac asta. Să scrie alegere și chiar unii dintre ei colaboră cu nutriționistul, trebuie să au specifice exact ce conținut. Da, absolut. că Și aceste persoane care trebuie să vină să-și dea acordul asupra meniului, asupra recetarului, pentru că, odată ce s-a făcut un recetar, persoane din lucrătorii de bucătărie și cu bucătarul șef vor face exact, sigur, după, după rețetar. Da. Uh, și rețetele la sarmale de ce rețeta de fapt de sarmale e cea clasică, cea adică clasic. aia cu aia nu dai greș niciodată orezul, nu, nu, nu. carnea și varza murată, sare, piper și da și la varză. că sunt cum am început să vă spun și de... carnea să fie de o calitate ajungând la varză și varza să fie de calitate, pentru că acum cum îți dai seama că varza e bună? eu niciodată nu-mi acum... noi, fol... noi avem o varză care uh... Frunza este transparentă. Aurie și transparentă. Multă lume, de exemplu, la salmale de post, să vă bucățele de opintici. Deci o varză groasă în, în, frunză sau o varză ne, nemurată 100%. Atunci să arată o să dea trebuie lăsată în apă depinde, -ia să depinde. Dacă, se dacă de la dacă o murez la o cantitate de sare normală eu vă spun noi nu punem varza la, la la desărat pentru că avem o rețetă normală la sare și atunci niciodată eu nu pun niciodată varza la la desarat, să, atunci dacă mărești cantitatea de sare sau eu știu multe persoane multe persoane care pun murături, folosesc de la cacica. Și atunci seama, e mult, concentrație mult, mult prea mare și, con și îi ajută la uh, unde da. lungă ședere în butoaie, o ține viață lungă, o vinde și la anul în august. Mai e bună? Da, dacă e asta în sare, acolo, mai ales dacă concentrația mai puternică. Da, bine, pentru că Sarea este da, da. O chestie care e În viață produsului, ca și vegeta, ne întoarcem înapoi. Deci credeți că e atât de sărat. Deci ăsta e un, un secret, să zic așa, pentru cei care nu știu la varză. Toată... Ba da, mare majoritatea da? mergeți să cumpărați. Pe eu mă aflu prin cei care nu știau. A, e, din cauza anii. No. Dar nu <coughs> s-a experimentate, nu? Bine, eu no, no. încerc okay. să fac mai. Cât de des se poate, învăț și eu tipsuri și trucuri. Da, problema și... este că acum mai nou mers de gust. M-am văzut și în magazine, de la degustat măslini, da. juncă, slănină. Da, e și asta da, o variantă multe. bună ca să vezi. Absolut, vă dați seama că nu te -a pus de mâncat la uh, omovar. Da. Dar spuneți-mi un pic, ne întoarcem iar la perioada când era tânăr, începător, bucătar. Cum, ce vă plăcea în vremurile de atunci, când erați poate chiar la începutul perioada asta de bucătărie, de bucătar, și acum? Nu știu, s-au schimbat oamenii, poate, sau dacă rețetele au rămas aceleași sau, na, aproape aceleași, s-au schimbat oamenii, s-au schimbat... O glumă să vă spun. Atunci nu-mi plăcea, pentru că eu curățam tot timpul cartofi și căram saci, Acum, ultimii ani, eu nu mai căram cartofi. Nu, no, ei, o chestie, vă dați de... Mentalitate? Nu, cred că, vă dați seama, la început trebuia să stai în rând până aveai dreptul să învârți într-o tigaie, să... Mult timp, mult, foarte mult timp, adică... Nu știu, nu, nu mi-am bine, dar eu cred că un, un, un timp de nu m-am apropiat de, de răgaț, de erau niște pași clari, nu? Da. Niște reguli clare. Da, da, da. Da, este schimbare loc. În, în tot ce există pe pământul ăsta este schimbare, dar pe în bucătărie. Dar nu, nu aveai ce căuta lângă aragaz, nu aveai ce... Nu aveai. Efectiv treceai prin pași. Erau niște etape, da, trebuia, trebuia să le parcurgi ca să înveți. Da, cine a lucrat în timpul ăla, făceam cu rândul la spălavas. Dădeam un costum, plastic, intrai acolo nu știu, o jumătate de oră, o oră, nu, nu mai ți, -ți minte, și spălai. Atunci restaurantele erau mai puține și mai pline. Și era și mai multă muncă. Era și mai multă muncă. Acum, vă dați seama, depinde de locația, unde lucrez. Poți să ai câteva mese, poți să... Ai evenimente acolo, ai mai mulți. Da. da, evenimente, vă dați seama, că să... Se adună lumea, să faci un calcul, câte persoane, cum, ca da, evenimentul să iasă ok. Dar înainte vă spun, nu am, eu unul cel puțin, poate, sunt alții, eu de tot timpul las loc. Uh... Și altora, nu? Să-și da. spună părerea, da. Da, da, noi vă spune unul, nu. Dar știu că am, v să spus, am început la Unirea, după un an, doi, te -mi că lucram la Ceric, nu mai era. Acolo erau chestii de vară, de da. de, 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 de. dar vă spun, la un restaurant de de calitate tot era ca la ca. Deci, pot vă spun o chestie care n-am mai văzut-o și nu știu de ce, dar n-am mai văzut-o. Deci, în fiecare dimineață la începutul programului, vinea șeful și te controla dacă ai ținută bună, dacă ai, de exemplu, ospătarii, că atunci eram ospătar, la începutul început, te controla dacă ai ochi tăiate, tot, 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 ce era nevoie. Igiena, da. Acum nu cred că mai <laughs> Nici tu... eu nu cred. Nu, serios, nu aveai voie din, de exemplu, ani când s urmat în bucătărie, nu aveai voie din bucătărie, să la wc și la wc înapoi, în aceeași uniformă. Dacă te sună copilul de acasă, te-ai în mașină și pleci. pleci S-au schimbat, da, vremurile sunt puțin lucruri schimbate. Rezultra din rețetele merge din asta oriunde în, 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 Bucovina, în Maramoreș. Au rețete de sute de ani. Și vă spun că nu le... Au, am mers uh, la diferite persoane și au tăvele care coc turti, pâini, cozonac de ani. Vă sunt tăve cu frumoasă, din inox, nu-ți nu dă la tava pentru... De Ca o avere, nu? Da, nu, nu mai spun de alte lucruri și alte lucruri, dar nu spun, mă, rețetele rămân și o să rămână, să știți, adică Încă o chestie că uh, sunt persoane și bravo, și, și mie mi-ar fi dorit, și eu mi-aș fi dorit să ajung în momentul să umblu așa prin țară, să zeci rețete să, să mai adun, dar nu am timp, timpul e scurt. Dar în opinia dumneavoastră, care credeți că e mai dificil pentru un bucătar să facă doar evenimente? Pentru că am văzut că sunt bucătari care se ocupă doar de evenimente, cei care fac, nu știu, a la cart, cei care fac pe comandă, cum e într-un restaurant, vine clientul, îți face comanda, da? Sau, nu știu, cei care participă, poate, la foarte multe concursuri și fac, nu știu, fine dining. Există termeni de comparație între ei? Adică... Da, vă dați seama că ajungi la un nivel că dacă ești un bucătar bun, șef, master-șef, într-un restaurant cu clientele a la carte, îți trebuie o, o experiență puternică doar să, să conduci acea bucătărie. Dacă ai făcut lucrul ăsta, sunt sigur că vei face și un eveniment o nuntă de 600 de persoane, gen cum se fac în Maramureș. Sunt sigur că stai cu capul, cu picioarele în, în apă rece și cu capul bandajat, faci evenimentul, faci totul la 100 de grame. Iar ceea ce a spus de concursurile astea, ai sunt, nu știu, sunt steluțele astea care, într-adevăr, își merită locul. Suntem mulți bucătari în România, atunci vă dați seama, de exemplu, acum la anul va fi campionatul european de, la Germania. Merg câteva echipe, sunt câteva echipe care s-au făcut. Să reprezinte România, se nu? Să reprezinte România. Da. Atât în grup și... Individual. Individual. Da. Vă dați seama că acei oameni uh, fac antrenamente pe respectivele preparate le gândesc și atunci fac să adună și lucrează pe cele preparate de câteva ori până Iese. am nevoie de sponsor pentru un material, primă pentru avem și noi, avem bucătari foarte, foarte buni, să știți, foarte buni. Și Iașu are bucătari bun. Eu, eu, mă mândresc, adică să sunt și la noi bucătari buni, bun. Și tineri am văzut mulți. Și tineri, pentru că aici era, aici cred că e diferența, înainte bucătăria, ospătăria era un loc de muncă, acum sunt bucătari care au înțeles că dacă își dau interesul, interesul acolo, și partea financiară vine din urmă la un pas, doi. Dar sunt buni, să știți, adică... Se descurcă cam cu orice rețetă, nu? Cam orice da, da. tip de bucătărie. Da, uite, controlează. Urmăresc și ei bucătari din alte părți foarte, foarte buni. Da. Prin Deci sunt, vă spun. Și cred că cunoaștem neas aici, neas, care da. sunt. Sunt și restaurantele care au bucătare pe măsură. Dar bucătare, nu știu, dăm. Um steluța, dacă tot vorbeam de steluții, de, nu știu, importanța locului, credeți, dacă ai un bucătar bun, reușești să atragi oamenii? Da. Asta e cea mai da. important, nu? Da, și eu acum am să spun ceva, pe să spun. Conflictul sau eu știu. Neînțelegerile, nu? Neînțelegerile sau. Înțelegerile dintre de bucătărie și patronat. De asta aici se vede că acu este un bucătar bun la o locație, după care se gândește lumea că dacă eu am rețetele lui Ionescu, nu m-am nevoie de Ionescu. Și la aduc pe... Nu. Două persoane, doi bucătari, dacă îi pui să facă același preparat, cu aceleași ingrediente, tot, 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 la final nu sunt la fel. Nu sunt la fel. Eu cred că, da, nu știu, la un instalator, dacă pui doi să repari o țavă, să vei la urmă să nu curgă apă. E bun, e reparat. Dar în bucătărie... Nu e așa. Nu. Eu cel puțin nu că iubesc și am îndrăgit tot timpul chestia asta și de aici am trăit. Dar totuși, să știți că sunt persoane, bucătari, bucătărese, care într-adevăr își merită toate laudele. Dar spuneți-mi din țările unde ați fost până acum și ați testat bucătării diverse, ce v-a plăcut cel mai mult? Sau apreciați, nu știu, sunt o sursă de inspirație. Uitați, de exemplu, aud multe persoane care merg în Turcia sau, nu știu, în, unde e zona asta de street food, în țările astea unde poți să mănânci, și, nu știu, te oprești la o terasă dacă mergi vara și îți iei ceva, un hamburger, un sandwich, o chestie sau ceva de-al lor, de-al locului făcut acolo, la turci nu știu, mă gândesc la ce au ei, cum se numește, Shaorma. Da. <laughs> Acum, nu mai ține aminte cum se cheamă, urmă. <laughs> da, deci... <laughs> bucătăria asta tradală are succes, adică e o chestie interesantă pentru noi românii care mergem în afară? Da, cum să nu? Și la noi sunt, de exemplu, o să vorbim de partea noastră, e așa, partea locală, sunt și la noi destule uh, chestii stradale. Indiferent că e burger, că e pizza, că e uh, tot felul. Palasul este plin de tot felul de... Bucătării. Bucătării. Acum, te răspunde pe de dreaptă, am mâncat, am degustat, am fost și noi la diferite locații. Mai fost, poate, sunt în ai, ai mâncat și din palas. E posibil că am păcuraj sunt sigur, nu vreau să fac reclamă noi, dar eu nu s-a adeptul Nici nu am timp, nici nu... Dar am mâncat, am cumpărat. Deci, un poate fi un, o Dugheanu, eu știu, o terasă cu preparate mult, mult mai gustoase și mai ieftine, sigur, ca în altă parte a orașului. Pentru că dacă mai intrăm în chestia economică, merg acolo să-mi închiriez un loc, un spațiu, că eu nu merg să duc calitatea mea acolo. Dacă vin, dacă trec pe lângă mine 200 de oameni, atunci cred că 50 o să cumpere de la mine. Eu am avut un proiect, am vrut de fapt, m-am lăsat. Nu știu, da, zic că Am dorit să ies și eu cu futrac. Am văzut. Sculesc, o ieșit, o cumpărat, o mers tot timpul, să adună când au fost la noi în oraș. Și zis, ce să fac ca să trăiesc, să nu mor pe viitor? Și am întrebat prin, pe, pe un tip care e printre primii din România, Ajută-mă cum fac și eu un futrac, adică îl cumpăr eu. Nu spun să te ajut. Dar dacă tu nu ai preparatul să dai pe spate lume nu vă băga bani. Nu o să El mă ajută. Lumea. Poftim? Nu o să vină lumea să ia nu. dacă nu-i nu, ceva. Nu... În... o să treacă și o să, o să uite la ce produci ce vinzi tu acolo. Dar n-ai să ai succesul meu. Mi-am adică n-am nimic cu tine, dar ne mă cumpăr, îți dă 20-30 de minute, tu știu cât costă un, cu trac modern, bun. Eu te pot ajuta cu contracte, pentru că intri, ești nou în. Sunt o grămadă de. Trebuie să i trebuie să plătești, sunt o grămadă de bani care îi dai. Nu. <laughs> și atunci, dacă. Eu am ajuns să am succesul pentru că fac un burger, wow! Da. La el era coadă, de 50 de oameni și mai erau trei care făceau burger. Dar nu era coada la fel de mare nu era cu adevărat de loc. Sau nu era de da. da. Și atunci, dacă vrei să faci ceva, trebuie să faci ceva bun. Adică, de asta spun că ați întrebat la turci cum e. Ei, am și, dat un exemplu. Da, da, nu. nu. Piața la ei este că asta au făcut. De când cred, că să știu. Adică, burger, Adana, că eu știu, 1.100 da, da, de, da. de, de... A, o, eu urmăresc Cresti și eu. Da. Sunt da. câteva restaurante care urmăresc. Că fac sărmăluțele ele, care îi întoarc cu sutii, zarmale, cu mii. Cu... Da, sunt. Da. La dumneavoastră ultima investiție, să zicem așa, este sala pentru evenimente. Da, deschis -o. da, am făcut o mică sală. Urmează alte proiecte? Bine, a zis că sala adică da. are succes proiectul ăsta, da, adică da, da, aveți da. solicitări. Da. V-ați făcut un plan nou să mai faceți ceva, să mai investiți ceva? Da. Sau e secret? Nu, nu, eu nu am secret. -am, tot timpul cred că vinde ceva timp la <laughs> nu? Odată la an, Da, 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 veniți. Eu, da. ce celălalt... ar trebui să mă registrez, numai să-l puneți la anul următor. Eu nu văd, serios, adică lucru simplu e cel mai bun. Rețete de, da, într-adevăr, pentru o persoană care o tânără, o tânără doamnă, care intră în bucătăria casei, e logic uh, să aibă uh, nevoie de informații. Și atunci poate să... Eu am o grămadă de persoane care mă întreabă. Ei, nu știu, Domnul, dacă cu Adică mi a plăcut un lucru și vreau să-l fac și ea. Nu iese bun la început, dar cu timpul eu vă garantez că o să iasă ok. În... Iar restul... Da, nu știu, te maschez așa, eu nu-ți dau rețeta, dar la ce rețetă dai Da, pot să, părerea mea este că uh, cofetăria, patiseria este o... Ceva mai complicat. Da, pentru mine sunt legați la ferieturi, în afară de plăcinte, cu varză, cu nucă, cu... Restul... Acolo, da, într-adevăr, este un gramaj, o secundă. Dacă e terminat-o, nici nu se mai ies, doar să faci altceva din, <laughs> Dar, nu știu, eu rețete pe, surprize surpriză de astea, că eu am rețeta surpriză, mai sunt bucătare, mai văd acum. Nu vreți să vă dau rețeta surpriză la sarmale? Și dau și eu click să văd ce scrie acolo. Și oamenii cred, nu? E să da, trebuie să vă da, Da, să vadă și Nu știu, nu mă știu. Cantă, s-a terminat cu secretele pe dacă într-adevăr aduci un, un, produs, un preparat, eu știu, din afară și îl faci tu pentru prima oară, și noi la murături la fel. Noi avem, am încercat și noi cu murăturile tot timpul. Vă spirație. caut clienții. Tot timpul am încercat, am cu sarea, cu, facem și noi, facem varză cu gust de țelină, punem și în alt butoi, în alte butoi facem, punem mărar să știți că are un alt gust. Deci, când, se facem, când se scoatem pentru sarmale, are un parfum, are un parfum de... Dar nu cred eu că aia face sarmala cea mai bună, că frunza mea miroasa mărar. Mărar pun și în tocătură. Și atunci... Da. da. Așa... Vrea... Ah, de proiect? Da, avem un proiect nou, nu, nu mă feresc. Dacă m-ar ajuta Dumnezeu să rezolv, faci cine știe la anul, vom uh, da drumul la o firmă de pompi funebre. Treceți de la mâncare la... Tot la mâncare, <laughs> nu. A, să faceți mâncare pentru evenimentele acestea, da? da voi căuta, da. Voi căuta o persoană, chiar dacă va fi să-l ajut financiar, să se ocupe pe partea de... Și eu rămân pe mâncare te faci atât. Da. Păi, străim și să vedem, nu? Da, să <laughs> da, la da. planul. Da. da. Succes! Să reușeți. Da, să numai că să ai o firmă bună, care să aibă succes, trebuie să angajezi, cum am spus mai devreme, să ai pe nutriție în restaurant, pe tot felul de persoane și aici la fel trebuie să ai uh, autopsier, trebuie să ai angajat, atât. o grămadă de achestii, că nu și vorbea și de investiții, de bani, de da, parte financiară. Da. Și acolo e să nu bagi banii degeaba, să funcționeze business-ul de asta. nu? și încercăm. Uite, ce ați încercat până acum, n-ați dat greș? Nu, nu am dat greș, nu cred că se va da greș pe viitor. Uh, Persoanul care de acum trei ani, patru, nu știu dacă erau cel puțin în zonă la noi doi, trei, în afară de firmele astea. Eu mă refer de astea care s-au apucat pentru produse, fumate. fumat. Acum sunt, sunt persoane care fumă mai bine, mai rău, mai bun, mai... Nu știu. Da, e... Sunt eu cunosc cel puțin vă zice, care s-au apucat. În afară, cum am spus la trecut, am cred că bucătari în diferite colțuri ale României care m-au sunat și m-au sunat așa anul ăsta să-și pentru că nu mai merg, nu mai merg restaurantele, au scăzut salariile, Horeca oricum nu nu-i top, și atunci oameni cu putere de muncă nu să să facă și ei. Am de la Constanța, la Suceava. Vor să se apuce și ei de făcut, de afumat, nu? Da, de afumat, de, de a făcut mâncare, da. nouă trend, de bucătar la tine acasă, da, cu toate că noi trăim rău și nu avem, nu avem, dar dați seama că sunt care plătesc. Și chiar, da, plătesc. Pentru petrecere, pentru... Pentru că revenim la început, persoana care muncește și muncește poate într-un loc de muncă bine plătit și atunci trebuie să beneficieze și din aceea... Serviciile acestea, da. Logic. Da. Dar să știi că sunt foarte mulți bucătari care fac chestia asta. Mai câștigă un bani în plus, da. da. Da, Dar asta se făcea așa cum a 50 de ani, să știți. Deci tot înapoi ne, ne ducem cu, la lucrurile bune. Da, erau, erau femei care mergeau la diferite familii care într-adevăr își permiteau, deci nu vorbim de partea economică. Făceau curățenii sau dacă în timpul lui liber, adică nu că vezi doamne, avea aveau firmă și nu, pentru persoana respectivă, în loc să stea la televizor, deja își făcea o... Sunt cunosc chiar colegi care am lucrat cu ei de-a lungul timpului la târguri, pe la... care îi văd acum pe Facebook, care fac chestia asta. O zi poate muncesc la respectiva locație, la... și a doua zi de acolo, cine au mâncat de pe mâna lor, vor să facă și acasă. Da, eu am fost chemat acum, nu știu, cred că vreo șapte ani. Am mâncat cineva de unde lucram și-au venit și-au întrebat cine a făcut respectivă. Noi au făcut o ofertă, dacă avea două locații, una în Elveția și una în Germania, aproape una de altă. Dacă pot lucra cu el câteva luni pe, pe vită. Salarul era de trei ori mai mari cât bani, a spus el, că aveam câștigă aici. Și-a mers la acolo. Așa a vrut omul. A vrut omul să guste, i-a plăcut. Pentru comunitatea de acolo. De... Și de ce n-ați mai rămas? Pentru că tot timpul mi-am dorit să fac ceea ce aici fac acum. Asta vă da. e ceea ce vă place și e satisfăcător din punct de vedere și financiar. Da, și, da, da, da. Uh, da sunteți... noi suntem cel puțin în chestie care nici n-aș vrea să o spun, dar, de exemplu, de când am început să facem lucrurile astea, ne-am pierdut și mulți prieteni. Pentru că noi avem având timpul necesar de să avem... și mergeam înainte și noi. Aveai sâmbătă duminică lucram o zi cu o zi. Prindeai două zile libere... I am fost la Durău de, cred că cunosc și locatarii din Durău, mai aproape. Acum nu am fost de câțiva ani. Da, că e mai solicitant. Ce e, este noi să noi lucrăm sâmbătă, duminică, prindem, nu? Atunci ce facem? Mergem la iarbă verde? <laughs> da. da. Păi ce să vă zic, atunci spor la treabă, că Mulțumim. o să aveți nevoie de forță, de forță și putere de muncă să onorați toate comenzile. Da, ne chiedem, să facem o treabă bună, dori așa alții să ocupe, deci nu, eu tot voi da naștere la câte idei. Aveți mereu <laughs> ceva nou. Da, pentru că dați seama că, Uf, uh, dați că uh, o să ne ocupăm de afumătură doar într-o parte a anului, iar și atunci trebuie să ne ocupăm de ceva zi de zi. Da, da. Păi vă am zis, succes și să ne revedem cu bine. Doamne ajută! Doamne ajută! Da, nu. Doamnelor și doamnelor mulțumim că ne-ați urmărit și nu uitați, dați share, like la acest episod de podcast, învățați lucruri noi despre mâncare tradițională. Eu vă doresc mai bine!